Pepiniera Astrei poate lansa un nou jucător spre fotbalul mare. După Romario Moise și Vali Gheorghe, a venit rândul lui Gabi Șerban să se remarce. Mijlocașul născut în 2000 a marcat două goluri superbe în testul cu Mioveni. Șerban a adus victoria echipei sale în repriza secundă, cu șuturi expediate din afara careului. Fotbalistul are de unde se inspira, având în vedere că este coleg cu Budescu, un specialist al golurilor spectaculoase. Pentru trupa lui Claudiu Niculescu a punctat atacantul Simon Măzărache, după o preluare senzațională. Antrenorul Bogdan Andone se bucură că are o variantă în plus prin prezența lui Șerban și vrea neapărat să termine campionatul în primele trei. Eu cred în continuare că avem o echipă bună, o echipă care poate să-și îndeplinească obiectivul, adică locurile 1-3. Se poate întâmpla orice în fotbalul de astăzi, dar trebuie să ținem cont și că CFR este o echipă extrem de puternică, mai ales la jocurile disputate pe teren propriu. Președintele Dani Coman este mulțumit că nu are niciun jucător accidentat și mai mult de atât, cuplul Budescu-Alibec a fost din nou pe teren. Ei se simt bine împreună și sper să ne aducă acelea satisfacții ca în trecut. Ei în teren puteți bate pe CSB-ul și astfel puteți trece peste ei în clasa mea. Putem câștiga cu FCSB-ul chiar și fără ei. Am demonstrat că suntem o echipă bună, o echipă care se poate lupta cu orice adversar din campionatul intern. Astra joacă luni seara pe teren propriu cu FCSB. Dacă înving, astriștii pot trece peste roșii albaștri în clasament.